Senatorul PNL Răducu George Filipescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că regretă faptul că alegerile locale din acest an se vor derula într-un singur tur. Cu toate acestea, Filipescu spune că PNL are în județ 35 de primari cu șanse din primul tur. În ceea ce privește candidații prezentați vineri 3 iulie pentru primăriile Nicolae Bălcescu, Frăsineț și Curcani, senatorul spune că aceștia sunt alegerea câștigătoare. Cred că regretați faptul că alegerile locale se vor desfășura într-un singur tur de scurt timp și regret enorm. Am câștigat la un vot, poate câștiga la un vot. Regret enorm, dar în același timp mă gândesc că avem și noi 35 de primari care au prima șansă într-un singur tur. Dacă era să fie cu două tururi, era cu două tururi. Probabil că în situația aia, ce pierdeam noi în două tururi, cam aceeași cantitate de primari, să zic, sau același număr de primari, pierdea PSD-ul în două tururi. Așa că nu era pentru noi o problemă foarte complicată dacă erau două tururi. În mod normal și logic, democrația înseamnă două tururi. Nu poți să ajungi primar cu 17% din electorat. Mi se pare anacronic. Numai că dădea, pentru turul 2, dădea curs la niște interpretări, aranjamente care se făceau între partide care, vreau să spun, nici alea nu erau ortodoxe. Și alea se făceau cu ce-ți dau eu, ce-mi dai tu, ce... Asta este politica, e un fel de negoț permanent, așa. Dar închei prin a vă spune că cei trei care vedeți astăzi, și vă rog să vii notați, să nu cumva să greșiți, vor fi primari. E certitudinea pe care eu o exprim. Deci sunt trei băieți tineri care fac parte dintr-o altă generație. Este foarte clar că nu intră nimeni peste altul cu picioarele, pentru că stilul nostru nu este de a ne arunca primari în stradă și de a veni cu alții. Întotdeauna trebuie să existe înțelegere de oameni. Nicolae Bălcescu v-am explicat, la Frăsinet este un primar din Partidul Social-Democrat pe care Alinus îl bată fără niciun fel de probleme, iar la Curcani e un candidat, cum știți de fapt, că de multe ori se fac schimburi între partide, știi? El a fost la PSD și a câștigat. Culmea e că eu nu știu cum poate gândi un lider de partid să scoată pe Bogdan din circuit când el a câștigat ultimele două alegeri în fața lui Gazu. Și să le apă Gazu, care, domne, e vechi. Lumea s-a cam săturat de el, cum s-a săturat de mulți dintre noi, știi? Problema este că acest băiat tânăr, care este și un antreprenor de succes, că nu poți să fii agreat să lucrezi la Bruxelles decât dacă ai valoare, speranța mea, și chiar vreau să spun și certitudinea mea, este că el va reuși să-l bată pe Gazu acolo. De ce a plecat Gazu de la PNL la PSD? Probabil că într-o conferință de presă dumneavoastră o să-l întrebați și o să vă spună de ce a plecat. Mie mi-a spus un singur lucru, că el simte că nu mai câștigă pe PNL și că are mari șanse să câștige pe PSD. Să dea Dumnezeu să se facă din PNG-ist, PNL-ist și PSD-ist, și să dea Dumnezeu, să-l ajute Dumnezeu să piardă aceste alegeri, pentru că, vă spun, bătălia va fi foarte grea, chiar cu Vasile Iliuță în spate, cu tancurile pline de valută, nu cred că o să reușească să câștige această comună, pentru că zic eu că lumea mai vrea și noutăți.